Fac calcule. Cum mi se pare Ucraina în ultima lună, să zic, s-a schimbat ceva sau? Nu știu cum să vă spun. Jumate de populație gândește că va fi război, jumate, nu cei care sunt mai aproape de Rusia așteaptă ceva, dar nu mai știu cum va fi. Sperăm și noi că nu va fi. Dacă va intra Putin, va fi o tragedie mare pentru toți, pentru ucraineni și pentru ruși și pentru graniță. Eu gândesc și pentru toată Europa, că nu se va opri. Parcurgem o perioadă extrem de tensionată, în care riscurile și amenințările la adresa securității regionale, europene și euroatlantice, inclusiv a securității României, s-au amplificat. Sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și arhitecturii europene de securitate construite după războiul rece. Suntem o universitate cu peste 2000 de studenți români de pretutindeni și studenți străini. În momentul de față avem 74 de studenți înmatriculați la universitatea noastră. Până să apară această criză geopolitică, să-i spunem așa, aveam gânduri să deschidem sau să ne extindem printr-o filială în Odessa. Am purtat deja câteva discuții în sensul ăsta, dar situația care a intervenit în ultimele luni ne-a făcut să punem pauză, să stopăm toate aceste inițiative. Teama este mare pentru că și știrile sunt multe, multe, foarte multe false. Deci trebuie să știi cum să-ți selectezi informația ca să nu cazi în, nu știu, războiul ăsta psihologic care se încearcă, oricum se încearcă un război psihologic. Oamenii sunt mai intenționați și anume toate informațiile de pe net fac ca lumea să se simte așa mereu încordată. Eu cred că o să se termine în social media, adică o să rămână acolo, nu o să fie un război real.